bugetului misiune central, doamna Olguța Vasilescu a făcut o afirmație deosebit de grave. A spus în felul următor, că din agenda sa electorală, ca inițiativă legislativă, probabil prima pe care o va avea în momentul în care devine parlamentar, este să modifice legea organizării guvernului în așa fel încât din componența cabinetului guvernamental să poată intra și condamnații definitive. Este o afirmație care este lipsită de bun simț, această intenție, și pe care ne delimităm, bineînțeles, și vom lupta în așa fel încât să nu se întâmple. Este un exemplu ideal, nu se putea ceva mai bine, este exact ceea ce vreau să demonstrăm, care este diferența între PSD și PNL, care este diferența între neintegritate și integritate, care este diferența între România înapoi și România înainte. Nu are nimeni nimic împotriva integrării. Toată lumea are șansa să se reintegreze în societate dacă este nevoie. Statul plătește, cheltuiește foarte mulți bani pentru acest lucru. Dar doamna Olguța Vasilescu nu face diferența între integrare și reprezentare. Vreau să-i amintesc, doamna Olguța Vasilescu, că în anul 2000, atunci când își dobândea primul mandat din partea Partidului România Mare, defila cu deviza sus patria, jos mafia. 16 ani au trecut de atunci, atât durează un crez politic pentru doamna Olguța Vasilescu, acum este jos patria, sus mafia. Încă ceva vreau să completez rima domnului Prioteasa de acum 2-3 zile, când spunea că miza la parlamentare, PSD la guvernare, direct de la închisoare. Cam așa sunt.